Astăzi o să pregătim o budincă cu orez și mere. Pentru asta avem nevoie de câteva mere, 100 de grame de orez care este deja spălat și pus la înmuiat. După ce se moaie 10 minute, așa, se spală din nou și îl punem la fiert. Când se va răci, punem și mere, mai avem nevoie de 3 ouă și esențe. Au trecut cele 10 minute, cum v-am spus. Acum scurgem de apă, după care o să-l adăugăm într-o cratiță, peste care o să punem încă 300 de ml de apă. Deci 100 de grame de orez, punem 300 de ml apă. Orezul nostru, după cum vedeți, l-am scurs de apă. Acum îl adăugăm în vasul care îl vom fierbe. Așa. Peste care adăugăm 300 ml apă și îl punem la fiert. Orezul nostru este deja pus pentru să-l punem la fiert în 300 ml apă, 100 de grame de orez, peste care o să adăugăm un pic de sare. Și îl lăsăm să fiarbă. Cam un fel de linguriță de sare. Orezul nostru fierbe, uitați-l. Așa. Amestecăm un pic în el, deși în orez nu se amestecă, dar de data asta noi amestecăm pentru că ne trebuie pentru budincă și nu contează cum se încorporează. Lăsăm să fiarbă. Între timp noi radem merele. Orezul nostru a fiert circa 20 de minute de din momentul de când a dat în clocot. Este gata, oprim focul și îl dăm la răcit. Între timp ce orezul se răcește, eu am adăugat scorțișoară, un pic de zahăr, o esență de rom. Așa. Acum încorporez bine în merele rase, după care așteptăm să răcească orezul. Când s-a răcit și orezul, încorporăm toate ingredientele și le punem într-o tavă la copt pentru încă 20 de minute. Peste ele o să adăugăm și 3 ouă când încorporăm cu orezul. Orezul nostru s-a răcit, acum adăugăm merele. Peste mere adăugăm și 3 ouă pe care le încorporăm în orez și după aceea pregătim vasul în care le băgăm la copt pentru 25-35 de minute, în funcție de puterea aragazului pe care îl aveți. Incorporăm frumos perele cu orezul și pregătim vasul în care îl băgăm la cuptor. Așa arată. Acum îl lăsăm un pic. Până pregătim vasul. Vasul va fi pregătit în felul următor. Uns cu un pic de margarină sau unt și presărăm un pic de pezmet pe fundul vasului. Un cubuleț de unt pe care ne jucăm cu așa în tavă. Amestecăm astea. Punem și pe margini. Acum punem două lingurițe de pesmer. Un
două sau chiar trei, să vedem. În așa fel să se acopere fundul. Trei. Ne-am intrat la această tavă. Așa. Ne jucăm un pic cu el să fie pe toată tava. Așa. Acum punem merele cu orez. Budinca. Și îl lăsăm circa 30 de minute, 25-30 de minute la cuptorul încins. Este bună, este super. Uitați. Gata. Și băgăm la cuptor. Am încins cuptorul, da? Și acum adăugăm budinca la cuptor, cum v-am spus, pentru 25-30 de minute, în funcție de cât de puternic este cuptorul și fiecare. Au trecut cele 25 de minute. Acum o să ne uităm la budinca noastră de orez.